Rog frumos să fii atent, ai auzit? Ai auzit! A, bună seara și bine ați revenit cu draga profa, noi cu probleme de matematică, de algebră. Vrem pentru acasă, cu drag o facem, da? Cu drag. A. Șapta. Șapta. Exercițiu nou de la pagina 79. 9, de la... 79. 79, care spune cum? Stabiliți valorile minime pentru următoarele expresii. Stabiliți. Acum, valorile minime. Valorile minime pentru următoarele expresii. Pentru expresie. Bineînțeles că x aparține lui el. Da. D. 4x pătrat. Expresia e 1. Hai să notăm așa. E 1 de x. E 1 de x. E egal cu 4x pătrat minus 4x plus 2. 4x pătrat. Minus 4x plus 2. E 2x minus... Deci e egal mai departe. Continuăm lucrul cu ea, da? Vine 2x totul la pătrat. E stat de bine. Minus, minus 2 ori... ori 2 ori x ori 2. Deci 2 ori 2x. Da, 2 ori 2x. Și cu asta ai baftă că ai prins prima parte. Păi sunt ori 1. Ori 1. Ori 1. Ochiul tău să-ți completezi pe 4x, da? Și plus... Așa stă partea a doua la pătrat, plus 1 la pătrat, nu? Da. Plus 1. Pe care l-ai mușcat din 2, da? Și plus 1, pe aceea mai rămas. Plus 1. Ce cam mai departe? Acum aici, Anca, strângem ce? 2x la a doua. Ce este aici, din toată asta? Din astea 3. Ce binom are? x minus 1 tot 2x minus 1. 2x, asta e prima parte la pătrat, de două ori prima parte, ori a doua parte la pătrat. Deci e clar că e 2x minus 1, prima parte minus a doua la pătrat și ce mai rămas plus 1. Și expresia e de x e 1. Minimul expresie. Deci rezultă. Așa scrie. Rezultă că minim de e de x egal cu partea asta care a rămas, numărul ăsta 1, și x egal cu se atinge dacă pentru, pentru minimul acesta se atinge pentru x egal cu 2 x minus 1 egal cu 0, adică asta facem 0, adică x egal cu 1 pe 2. Termina tinsul. Eu. Mai vedem încă o dată. Lui Tudor, ca să-i explicăm și lui Tudor. Deci despre ce este vorba? Din ceea ce vedem în expresie, construim pătratul perfect, binom. Știi din formula binomului, da? 4x pătrat înseamnă 2x totul la pătrat. Da. Acum vedem ăsta din mijloc. De două ori prima, ori a doua. De două ori prima parte 2x, da? Ori 2. Ori de 2 de 2 la ai. Da, ori 2 jumătate care este jumătate lui 4. Tu construiești. Ochiul tău este așa. Am nevoie de 2. Pui pe 2. Da. Din formulă. Ori prima parte o pui pe prima parte. 2x. Și mai înmulțești în continuare până când completezi la 4x. Da. Dar nu mai am. Deodată 2 ori 2x 4, și ori 1 4x. La 4x. Deci totul s-o limpezi deodată, ai avut baftă. Și plus? 1 la pătrat. Îți trebuie partea a doua la pătrat. Plus 1 la pătrat. Da? Și ca să mă convingi că ai înțeles, da, Paul, iau... Da, Paul, F. Da? Da, vedem, continuare. 25x pătrat. E 2 de x. Da. Egal cu 25. 5x pătrat minus 20x. Minus 20x, exact, da? Da, da. Este egal cu 5x totul la pătrat. Deci egal cu 5x totul la pătrat minus 2, ai nevoie de 2 ori, prima parte este 5 ori 5x ori 5x, 2 ori 5 x ori ori cât îți mai ajungi? 2 ori 2, da, 2 ori 5 face 10 ori 2 fac 20 ori, deci ori 2. 2 asta e partea a doua, deci de 2 ori. Asta e prima parte. Ori a doua. Și plus ce trebuie ori? 2 la a doua, 4.
Deci plus 2 la a doua nu le-a avut. Da. Minus 2 la a doua. Și scădem. Minus 2 la a doua. Deci l-am pus noi. Că avem nevoie. Da. Avem nevoie urgent ca să facem binomul. Și nefiind acolo nimic, minus 2 la a doua. Da. Ai înțeles, da? Da. Deci ăsta care l-am pus, își scădem. Da. Și egal acum, am ca egal cu cine? 5x. 5x. Totul la pătrat. Și minus? Minus 2. Minus 2 la 2. Minus 4. Minus 4. Nu? Minus 2 la 2. Și minimul expresiv. Și acum, stai puțin, haideți să întreagă și Tudor un pic aici. Acum aveți tu, Tudor. Uite. Dacă asta devine 0, rămâne minus 4. Când asta e altceva, nu-i 0, înseamnă că e un număr pozitiv, că e la pătrat, un număr pozitiv. Și când se adună cu minus 4, nu, îl modifică pe minus 4. Devine mai mult. Dacă ar da 7. 7 minus 4 fac plus 3. Plus 3. Când ea rămâne minus 4? Numai când asta? Când e 0. E 0. Deci nu se mai adună nimic. Da. În rest, fie că e negativ, fie că e pozitiv, după calculul de aici, la pătrat va fi totdeauna pozitiv. Și fiind pozitiv, se mai pune ceva la ăsta de aici. Adică crește valoarea expresiei aceea. Ea devine minus 4 numai atât. De ce spunem? Minim din e de x. E1, e2 de x este minus 4 pentru când devine minus 4? Pentru 5x minus 3 egal cu 0. 5x minus 3 egal cu 0. Nu a ajuns așa? Minus 2. Ai înțeles? 5x minus 2, da. Egal cu 0. Adică x egal cu 2 pe 5. Se dau cu 2 pe 5, termativ. Da? Ai înțeles, da? Mai facem. Asta devine 0. Da. Continuăm. G. X pătrat plus 2 radical din 2x e 3 de x. Da. Egal cu x pătrat plus 2 radical din 2x plus 4. Ia să facem bine. Anca îl face. X la 2. Deci x la a doua rămâne. Plus 2 ori... 2 ăla ești fericită, plus 2. Ori prima parte, ori x. Ori x. Da, ori x. Da. Ori radical din 2. Ori radical din 2, ești nevoită cu ori radical din 2 ca să completezi. Ce devine radical din 2? A doua parte. Doua parte. Da? Ăsta x-ul este prima parte și ai de două ori prima ori a doua plus, urgent plus 2 la a doua plus radical din 2 radical din 2 la a doua, da? Da. Plus radical din 2 la a doua. Hai să-l și scădem ca să, da. Să ne facem o obișnuință din asta. Minus radical din 2 la a doua și plus ce mai era înainte, plus 4. Corect. Și cam mai departe cum? Am făcut binomul, care? De unde ține binomul? Nu, până aici ce ține binomul, da? Da. 3, ăștia 3. X plus radical din 2. Deci va fi x plus radical din 2. Totul la pătrat. Totul la pătrat. Plus 4. Plus 4 ăsta. Și minus ăsta. Minus radical din 2. Și minus radical din 2. Minus 2. Minus 2, da. Și egal mai departe cu x. X plus radical din 2. Plus 2. Plus 2. Și atunci minimul din e 3 de x, cine va fi? Cine zice? Tu doar sau Anca, ia să vedem dacă știți. Minimul e 2. Minimul din e 3 de x egal cu 2. Pentru? Pentru cine? X egal cu minus radical din 2. X egal cu minus radical din 2. Adică x plus radical din 2 e 0 și x egal cu minus radical din 2. A de conducere. H. Da, H. 3x pătrat. E 4, da? Da. E 4 de x. Egal cu 3x pătrat minus 4 radical din 3x. Plus 1. Radical din 3x totul la pătrat. Da? Deci organizăm radical din 3. Radical din 3 ori x. Totul la pătrat. Minus de 2 ori. Radical din 3x.
Corect. Foarte bine. Te-ai uitat aici. 2 radical din 3x. Așa. Ori 2. Nu, să vedem ce zice Adi. Acum te întorci aici. Mă, cât ai? 2 radical din 3x? Ne trebuie 4. Ori 2. Da? Și ori 2 ori la ce? Păi e a doua parte. Asta e. Corect. Asta e prima parte, asta e a doua parte. Plus 2 la a doua. Minus 2 la a doua. Corect. Și plus 1. Și egal cu radical din 3x minus 4. Minus 2. Adică 3x minus 2, da? Da. Minus 2. Minus 2 totul la a doua. Da. Plus 1. Plus 1 minus 4. Minus 4, da? Ăștia. Minus. Da? 1 minus 4. Da. Și radical din 3x minus 2 totul la a doua minus 3. Minim de e de x. E 4 de x. Egal cu minus 3. Pentru x egal cu o 2 supra radical din 3. Adică 2 radical din 3 pe 3. 2 radical din 3. 2 supra radical din 3, raționalizăm și face 2 radical din 3 pe 3. Da? Eu mai dau eu unul. Da. Ce deci, faci? Zicem așa. E 5 de x este egal. Știți, de la acolo, ca timp, sau dacă te explică exemplu la vezi. Dar nu se întâmplă nimic, chiar dacă scrie păi, da. De timp. Asta spun. Nu. Am făcut o plus. Da. Egal cu 3x la a doua plus 7x plus 5. Ai zis plus 7x? Da. Ai zis plus 7x și ați spus minus. Plus 7, minus 7x. Minus 7x. Dacă nu-ți lasă. Minus 7x plus 5. Mi-l face Adi. E radical din 3x totul la a doua. Sigur că da. Radical din 3x totul la a doua. Foarte bine. Minus. De 2 ori. Ui, 2 ori, nici nu discuți. 2. 2 ori. 3x. Radical din 3x. Da. Ori. Radical. Ori. Acum ei toți. Trebuie să rămână 7x. Ori 7 supra 2 radical din 3. Foarte tare. 7 ori 7 supra 2 radical din 3. Deci el șmecherul, văzut că trebuie să simplifice, se dispare 2 radical din 3. Și rămâne 7x acolo. Și rămâne 7-le. O pus 7-le sus. Deci am putea să prinde 7. 7? Păi nu. Când trebuie de 2 ori, prima parte, ori a doua. Se consește partea a doua. Asta e prima parte, ai obligații. Da? Ori partea a doua. S-a apărut partea a doua. Aici e tot secretul. Să apară partea a doua. Și plus a încat mai departe cine? Plus 2. Fără 2. 7 supra 2 radical. Asta e partea a doua. Plus partea a doua la pătrat. Plus 7 supra 2 radical din 3. La pătrat. Minus 7 supra 2 radical din 3. La a doua. Și plus 5. Egal cu, lucrăm. Construcția e făcută. Da? Construcția e făcută. Adică toată partea asta am binomul. Da? Da, e radical din 3x. Radical din 3x. Minus 7 supra 2 radical din 3. Minus 7 supra 2 radical din 3. Totul la a doua. Totul la a doua. Așa. Plus 5. Minus 7 adică se ridică la pătrat. 7 la a doua, 49. 49 supra 4, 12. Supra 12. Egal mai departe cu lucrăm.
amplificăm în paranteză. E paranteză. Da, în paranteză, da. Deci... amplificăm cu 2 radical din 3. Putem să amplificăm, da? Dacă vreți. Lăsați-vă așa. Lăsăm așa, fără nicio emoție. Nu se întâmplă nimic, da? Așa. Și lucrăm în partea cealaltă. Al doilea termen. Aici? Aici. Da. Cu 12. Așa. Și urmează. Radical din 3 ori x minus 7 supra. 2 radical din 3 la 2. Da. Egal cu 60. Da, 60 supra 12. 60 minus 49, face scăderea. 11. 11. Plus 11. Pe 12. Plus 11 supra 12. Și răspundem. Și se cere minim. Minim 11. Ma minim se pune normal. Normal. Pozitiv, nu? X pătrat acolo. Deci minim e de x, e 5. Da? E egal cu cine? Egal cu 11 pe 12. Pe 12. Pentru. Pentru. Pentru radical din 3x. Deci pentru radical din 3x minus 7 supra 2 radical din 3 egal cu 0. Și acum să scoatem pix de aici. Pe radical din 3x egal cu 7 supra 2 radical din 3. Corect. Deci duce pe ăla cu dreapta. Deci vine radical din 3x egal cu 7 supra 2 radical din 3. Radical din 3x sau 2 radical din 3, adică 2 ori 3, 6x egal cu 7. Aduce așa. 6x egal cu 7x egal cu 7. Deci ea aduce la aceeași mitor. Vine 6x egal cu 7. Deci echivalent cu 6x egal cu 7. Ce ce ar fi? X egal cu 7 pe 6. Terminat. Deci, minimă expresie acestea care am dat aici, minimă expresie acestea este, cât am spus, 11 pe 12 și se realizează pentru X egal cu 7 pe 6. Când X e 7 pe 6, expresia este cea mai mică. Cea mai mică. Trecem la gen și ștergem tabla, da, domnul profesor? Hai, da. Hai, ajută-l, ajută-l. A venit ajutorul meu, Tudor. Da. Al nostru, domn profesor. Al nostru, da. Hai, Tudor, hai, chiar ai pe mână. Când mergi la sală, ai forță. Păi... Și de asta a lipsit, a mers la sală, domn profesor, a pus să-și încarce bateriile. Am înțeles, are... un program interesant. Acum știi, nu te duci repede, ci ștergi... Cursat. Eu îți dau repede. Și tu ștergi partea a doua. În continuare, cu doar. Uite, la domn profesor, la domn profesor. Îți dau buletele astea. Revistezi bine ca să se... Usuci repede. Usuci, da. Te rog... Exercițiul 10 de la pagina 79. Stabiliți valorile maxime pentru următoarele expresii. Stabiliți. Da. Maxim. Maxim de x. Maxim. A egal cu A. 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 E de x. E unde x egal cu? Nu e 14. Te-ai uscat că nu băga navă, da? A? Bine. E 1 de x egal cu? Minus x pătrat plus 20x. Minus x pătrat. Plus 20x minus 91. Minus 91. Scoatem un x. Scoatem un minus. Un minus. Un minus. Un x. Cum se scoate un x acolo? Că nu-i de x. Un minus. Vreau să zic minus. Da? Scrie minim, dar e greșit. Puneți voi maxim. Că atunci când domnul profesor v-a zis că atunci când x pătrat are minus în față, atunci se scoate maxim. Dar și da. Greșit de redactat. Deci egal aici. Scoatem un minus în factor, minus pe lângă. Iruna, te rog, vorbești tu. X minus pe lângă x pătrat, minus 20x plus 91, și egal cu minus pe lângă x la a doua, minus 2 ori x ori 10, plus 100, 2 ori x ori 10, plus 100. De ce plus 100? 10 la 2. Ah, ai văzut repede.
că de două, asta e prima parte, de două ori prima parte, ori a doua, da. Ai nevoie de a doua la pătrat, da. Deci plus 100, minus 100, minus 100, vacă și a chestia asta, plus 91, plus 91, da? Da. Mie nu e foarte greu să fac așa și ea face de doar. Păi nu-i dificil deloc, dar e bine, foarte bine cum face ea, numai că eu insist ca să nu cumva să se greșească. Păi asta îi zic și eu, mai bine da. Așa. Faci chestia asta că nu-i deloc. Egal cu minus pe lângă. Pe lângă x la a doua minus 10. Pentru că x minus 10. Minus 10. X minus 10 la pătrat. Da. Minus 10, domnule. Minus 10, minus 10, da. Minus 9. Și nu, minus 100 și cu 91, vine da. Minus 9. Și maxim de... E, te rog, te rog, nu acum. Nu acum. Deci minus... faci paranteza dreaptă. Minus pe lângă ăsta, minus cu minus vine plus. Plus 9, da? Deci da. Minus pe lângă x minus 10 la a doua. 10. Totul la a doua. Plus 9. Plus 9. Plus 9. Așa trebuie să arate. Ai înțeles, Mila? Nu înainte de a desface paranteza. Abia acum să zicem. Maxim de x. Maxim. Plus 9. Maxim de. E 1 de x. E 1 de x egal cu 9. Pentru x egal cu 10. X minus 10 egal 0. X egal cu 10. X egal cu 10. Acum te ghiști. Atenție, când avem coeficientul x pătrat. Deci coeficientul x pătrat când e negativ, avem maxim. Vorbim de maxim. Da. E maxim, nu de minim. Da? Deci maxim. Maxim. B. Acum, ce la ce? E 2 de x egal cu minus x pătrat minus 6x plus 2. Cine lucrează? Anca. X la a doua. Minus da. Pe lângă. Egal cu minus pe lângă. X la a doua. Da. Minus 3. Păi nu. 6. Dacă ați scos minusul în față, toți am afectat. Deci plus 6. Plus 6x. Plus 6x. Minus 2, da. Și începem construcția. Minus pe lângă. X la a doua. Da, x la a doua. Plus 3. Plus 2 ori. X ori 3. Deci 2, prima parte, ori 3, ori 3 de ce? Pentru că... E a doua parte și avem și a doua parte. Așa. Plus, am și plus. 3 la a doua. Plus 9. Minus 3 la a doua. Plus 3 la a doua, minus 3 la a doua. Minus 2. Minus 2. Și închidem paranteza dreaptă, egal cu Anca să continui. Minus pe lângă. X la a doua. Avem tot ce ne trebuie. Paranteza rotundă. X plus 3, totul la puterea a doua. Da. Păi minus 9, minus 2? Minus 11. Minus 11. Închide paranteza, Anca e dat mai departe. Desfacem pătrata. Minus afectează pe cei doi termeni. Deci vine minus pe lângă primul. X plus 3, totul la pătrat, nu intră în minusul interior. El afectează termenii, că e la a doua și nu se întâmplă asta. Minus pe lângă X plus 3 la pătrat, plus 11. După ce am aranjat-o așa, ți-a scăpat de paranteză, acum mă pot pronunța. Maxim, da, maxim de E de X, e 11. Max, din E, 2 de X, 2 de X egal cu 11. Pentru X-ul cât? Pentru x egal cu minus 3. Că facem x plus 3 0 și x este minus 3. Numai minus 3 plus 3 face 0. Eu acum, domn profesor. Eu. Da, e 3 de x. E 3 de x egal cu 2 radical din 2x. 2 radical din 2x. Minus x pătrat. Plus 3. Cine lucrează? Tudor? Da. Egal cu paranteză, paranteză dreapă. Minus. Minus. Că vedem pe minus x pătrat, ăsta ne afectează. Minus, paranteză dreaptă. Numai că autorul nu l-a mai dat pe primul loc, pe primul loc, l-a dat pe locul al doilea acolo.
Dar noi știm cum trebuie. Vorba Darie, nu mă prindeți. Da, da. Nu ne încurcă. X pătrat. Nu ne încurcă, sigur. Deci vine minus pe lângă. X pătrat. Foarte bine. Mă apulește cu plus, minus. Așa. 2 radical din 2, X. Minus 3. Minus 3. Închide paranteza. Minus pe lângă. Egal cu minus pe lângă. X pătrat. Lăsăm, da. Minus 2 ori x, 2 ori x, schimbul ordinea lor, ori radical din 2, pentru că mai avem amândoi. Radical din 2, da. Radical din 2. Și plus, acum, asta plus, e partea a doua. 2 radical. Nu. Plus radical din 2, tot la puterea a doua. Așa, plus radical din 2 la a doua. Minus. Minus radical din 2 la a doua. Cum l-ai pus? L-ai adăugat și scas. Și minus 3. Minus 3. Ne paranteză? Facem binomul, nu? Egal cu paranteză rotundă. Da. X plus... X minus. X minus radical din 2. Da. Tot la puterea a doua. Minus 3. Minus 3 minus... Asta la a doua cât face? 2, nu? Da. Și vine minus 2 minus 3? Minus 5. Minus 5. Și egal cu? Și egal cu... Deci facem paranteza dreaptă, minus pe lângă. Minus pe lângă x minus radical din 2. Totul la a doua. Minus 5. Nu minus. Plus, că minus cu minus face plus. Plus 5. Minusul ăsta afectează, îl afectează pe ăsta, de aia am pus minus în față. Și minus cu minus la mulțire face plus. Da. Deci plus 5. Și de aici rezultă că maxim de E3X maxim din al lui E3 de X, de X este egal cu 5 pentru X minus X egal cu radical din 2. X egal cu radical din 2. Mai avem una? Da. H. E4 de X. E4 de X. Egal cu minus 4. Minus 2 radical. Minus 2X pătrat. Minus 2 radical din 6X. Cine vrea lucrează, de-a? Lucrează Anca. Minus 2. Minus pe lângă. Minus 4. Căruna, lăsăm așa. Să vezi de ce. Da. Îi trebuie radical din 2 ăla, probabil. Deci minus pe lângă. X la a doua. Da. 2x pătrat. 2x la a doua. 2x pătrat. Se schimbă toate semnele. Plus 4, plus 2 radical din 6. Deci tot se afectează. Exact. Adică cei cu plus devin minus, cei cu minus devin cu plus. Și toți sunt cu minus, dar vor deveni cu plus. Deci 2x pătrat plus 2 radical din 6x și plus 4. Și egal acum, începem munca. Minus pe lângă, paranteză dreaptă. Da, radical din x, totul la doua. Radical din x. Radical din 2, x. Da, radical din 2x, totul la doua. Altă ceva. Da. Este radical din x. 2 radical din x. Deci, radical din 2 anca ori x, totul la pătrat. Plus. Plus 2 radical. Deci 2 ori scrie obligatoriu, anca. 2. Da. 2 ori. Scrie obligatoriu prima parte. 2 radical din 2 x. Asta e prima parte. Și ori, ca să completez radical acum... De 6. Ori? Ori cât? De radical din 6. Ori radical din 3, că e radical din 2 este. Tudor. Radical din 6 se află radical din 2 și radical din 3. Uh-huh. Radical din 2 l-am pus. Da? Și 2 este pus și radical de 2, numai radical de 3 nu-i pus. Uite, 2 este pus, 2 este pus,
radical din 2 este pus și aici, aici trebuie să-l vedeți așa. 2 radical din 2, radical din 3, x. Pe radical din 6, l-am văzut ca radical din 2, radical din 3, x, da? Și 2... 2 radical din... 2, 2 radical din 2 am avut nevoie eu. Radical din 6. Da? 2 radical din 2, x am avut nevoie. Și dacă am pus pe 2 radical din 2, x, a rămas radical din 3. Deci ori radical din 3, care devine partea a doua, și plus încă ce? 2 la 2. Nu 2 la 2. Radical din 3, 2 la 2. Păi partea a doua încă. Eu ce să fac încă? A câte oare că faci un chestia? Trebuie să te concentrezi, că nu ești deloc acasă astăzi. Deci nu... Nu putem face treabă dacă nu suntem conectați aici. E a patra sau a cincea oară când facem chestia asta și nu suntem atât. Deci, atenție, am spus. De două ori. Prima parte. Și ca să văd partea a doua, trag repede cu coada oicălă ăsta din mijloc. Îi mai trebuie radical din 3. Ăsta devine partea a doua. Plus partea a doua la pătrat. Și acum pe care o scădem? Pe asta, care am adăugat-o. Pe ce adaugi? Și nu este. Ăsta l-am pus pe ăsta, pe ăsta scade. Deci minus radical din 3 la pătrat. Ăsta e, adică el nu se afla. El nu se afla aici. L-am pus eu, că am avut nevoie de pătrat. El îl scade. Ca să nu mai aibă nicio contribuție. Și plus, în continuare? Plus 4. 4. Și egal cu. Anca? Radical din 2. Minus pe lângă, nu? Minus pe lângă. Deci egal cu minus. Nu-i tăm deloc. Minus pe lângă. Radical din 2, x. Radical din 2, x. Plus radical din 3. Da. Totul la? Totul la a doua. La pătrat. Până unde am strâns? Până aici, da? Da? Minus... Minus 3 plus 4. Minus 3 plus 4, să-ți leagă toată lumea. Radical din 3 la pătrat face 3. Deci minus 3 plus 4. Adică 1. Adică 1, cum spuneați. Deci egal mai departe cu minus. Pe lângă binomul radical din 2x plus radical din 3 la pătrat plus 1, da? Și acum ce se întâmplă, Anca? Minusul ăsta. Minus 3 plus 4 plus 1. Schimbă semnul celor 2, da? Da. Deci o să am egal mai departe cu minus pe lângă minus pe lângă radical din 2x plus radical din 3 la pătrat. La pătrat? Minus. Minus 1. Da? Minus 1. Atenție. Minus 1. Și acum, care este maximă expresie? 1. Nu. Maximă expresie este... Minus 1. Numărul ăsta care e aici. Maxim din... Maxim din... E minus 1. E cât? E 3. E 4. X. E 4. Da? Expresia e 4. Egal cu minus 1 pentru x. Pentru toată chestia asta, egal cu 0. Pentru radical din 2. Radical din 2x plus radical din 3 egal cu 0. Da? Da. Adică echivalent, poate spune că e x radical din... minus radical din 3, că ducem prin dreapta. Da, minus radical din 3. Pe radical din 2. Minus radical din 3. Radical din 2. Acum ăsta facem... Raționalizăm și o să fie minus radical din 3 ori radical din 2. Adică radical din 6. Supra? Supra 2. Și iată că am găsit încă. Reale găsiți. Anca, te rog să mergi din nou și să povestești ce trebuie reținut. Povestește să înțeleagă tot românul. Deci văzând că am pe minus coeficientul x pătrat. Negativ. E negativ. Sunt obligată să scot pe minus în factor comun. Da. Din toate expresia. Apoi să ține
Deci scoaterea, anca, scoaterea în comun înseamnă, înseamnă că toți termenii, ei cu minus vor deveni cu plus și cei cu plus vor deveni cu minus. Da, după să construim binomul. Ei, și construcția binomului aici ai greutăți. Cum se face construcția binomului? Povestește ca să înțelegi. Păi, scriem. Deci ca să apară prima parte la pătrat, avem, fructificăm x la a doua, dacă coeficientul său este un pătrat perfect, e bine, dacă nu, îl băgăm sub radical, cum a fost 2, l-am băgat sub radical și am mutat la pătrat. Radical din 2x la pătrat și încep, plus de 2 ori, un 2. Prima parte radical din 2x, de 2 prima parte, ori se văd cât mai trebuie ca să completez 2 radical din 6, 2 radical din 6x. Cât îi mai trebuie? I-a mai trebuit un radical din 3. Altă dată pun la numitor. Ați văzut situația aceea când am și mulțit, am și împărțit prin nu știu cât am făcut. Deci, ochiul meu stă acum fixat pe tot ce înseamnă termenul acela care este acolo prezent. Și din nevoia de a aranja termenul acela, că am egal, apare partea a doua. Care, pe care o fixez, repet, având ca obiectiv să am 2 radical în 6x aici, să am termenul de mijloc. Și când apără partea a doua, repede spun, plus partea a doua la pătrat, minus acea la pătrat, și ce mai era înainte, plus 4. Și apoi trebuia să strângem, binomul, da, strângem binomul, Adi, ești atent, nu ești atent. Radical din 2x plus radical din 3 la pătrat, și vine minus 3 plus 4, face plus 1, și în următoarea etapă scoatem, adică minusul afectează pe cei doi termeni, minus pe lângă paranteza la pătrat, minus 1. Și acum, ca să mă conving, ca să înțeles, mai dați 1. Fac încă 1. Da? Un pic. În partea aceea șterge. Da, pot să-mi șterge asta. Iartă-mă că sunt un pic deranjat de faptul că nu vă concentrați și nu puteți să urmărești etape care trebuie să parcurse. A câte ore? Adi, acum faci, greșeală. Fără greșeală faci restarea, da? Tu ești la comandare. E 7. Sau e... Nu contează cât, domnul. E 5. E de x, spune. E de x, da. Egal cu... Minus 3. Plus 7x. Minus 2x pătrat. Egal cu... Scoatem un minus. Minus pe lângă. E minus pe lângă. Minus pe lângă 3. Minus. Hai, organizează. Cum? A. X pătrat. 2x pătrat. 2x pătrat. Minus 7x. Da. Și plus 3. Plus 3. Acum facem... Minus pe lângă. Minus pe lângă paranteză pătrată, paranteză rotundă, radical din 2x totul la a doua. Radical din 2x totul la a doua. Minus de 2 ori radical din 2x. Adică ai pus prima parte și ești nevoit să o pui, da? Da. Ori 7 supra 2 radical din 2. 7 supra 2 radical din 2. Din nevoia de a să rămâne 7x. Simplific, da. Da. Să fie 7x. Da. Plus. Asta devine partea a doua. Partea a doua plus 7 supra 2 radical din 2 totul la a doua. Deci plus 7 supra 2 radical din 2 totul la a doua. Da. Minus 7 supra 2 radical din 2 totul la a doua și plus 3. Și egal cu, chine paranteza pătrată, egal cu minus pe lângă, paranteză pătrată, paranteză rotundă, radical din 2, x, minus, radical din 2, x, minus 7, supra 2, radical din 2, totul la a doua. Minus cât? Minus 7, supra 2, radical corect. Din 2. Corect, supra 2, radical din 2. Totul la a doua. Corect. Minus...
De fapt, cum să spune, minus 7 supra 2 radical din 2 sau se aduce la același numitor? Nu același numitor, să facem... la pătrat. 49. 49 supra... 49 supra 2, bună. Supra 8, da? Da, plus 3. Plus 3. Umblăm în a doua parte. Da, și egal cu minus pe lângă... Egal cu minus pe lângă paranteză pătrată, paranteză rotundă, radical din 2x minus 7 supra 2 radical din 2, totul la a doua, minus 49... A doua, același numitor. 24... Așa. 25, minus 25, supra 8. Minus 25, supra 8. Din paranteza pătrată, egal cu minus pe lângă radical din 2x minus 7 supra 2 radical din 2, plus 25 supra 8. La pătrat. La pătrat, da, plus 25 supra 8. Plus 25 supra 8. Și maxim de e de x. Da. Maxim de e de x este egal cu 25 supra 8 pentru radical din 2x minus 7 supra 2 radical din 2 egal cu 0. X egal cu... X egal cu... 7,4. Dacă... Da. Nu ți era îndemână să zici egal cu dreapta pe stânga. Adun aceeași numitor aici, ca Miruna asta propune. Ah. Am plătit și aici, vine cu 2 radical din 2 da. Și vine 2 radical din 2 radical din 2 face 4x. Deci s-ar transcrie 4x x egal cu 7. X egal cu 7 pe 4. X egal cu 7 pe 4. Da, bine. Am încă îndoiel că am ca să coduși tot. Eu. Încă unul fac. Da? Deci e de x alta este egal cu 2 minus 3x plus 7x minus 7x pătrat. Scriem minus. Minus pe lângă paranteză dreaptă. 7x pătrat. Un pic mai mult. Plus 3x, da? Anca. Deci ce am spus mai devreme? Că toți, scoțând minusul, toți da. Sunt afectați. Păi da. Da. 3x, da? Minus 2, minus da? De pe plus. El este cu plus aici, da. Și dacă scoți minusul în față, e afectat cei cu plus transformă minus, cei cu minus în plus. Mai departe. Lucrează, lucrează înainte, măi. Lucrează înainte. Care ce? Minus pe lângă. Ăsta lucrează înainte. Ăsta, ăsta înainte. Nu alte ieșițiu. Deci, radical din 7 ori x totul la pătrat. Plus 2 ori... Cine spune plus sau cine spune minus? De unde îți dai seama că trebuie să zici plus sau zici minus? Semnul de aici. De aici. Dacă el e vorba de binomul sumă sau binomul diferență, da? Deci plus... 2 radical din 7x e doar prima parte ori radical din 3 oricine să pun ca după calcul să rămână 3x ori 2 ori 3, că trebuie 3-ul, altă n-ar putea să fie. Ori 3 supra... Radical din 7 pe 7x. Păi nu x-ul, este x-ul. 2 radical din 7. Supra 2 radical din 7.
Că numai așa se simplifică asta cu ăsta și 3 ori x rămâne, da? Da. Și asta ce a devenit acum? A doua parte. Și plus, că pentru binom îți trebuie plus. Plus 3 3 supra 2 radical din 7 totul la a doua. Minus 3 radical din 7. Supra 2 radical din 7 la a doua. Și minus 2. Minus 2. Și egal cu? Radical din 7x. Deci egal cu minus pe lângă. Minus pe lângă, paranteză dreaptă. Radical din 7x. Da. Plus 3 pe 2 radical din 7. Așa. Totul la pătrat. La doua. Ai făcut bine, nu? Minus 3 la doua ca e 9, am putut. 9. Supra. Supra. 2 la 2, 4, 7, 28. Deci minus 9 la 28. La 28. Minus 2, da? Minus 2 este acolo. Da, da. Bine, paranteză, egal cu. Minus pe lângă. Radical din... Radical din 7. Radical din 7, da. 7. X plus 3. Pe 2 radical din 7 la pătrat. Și după amplificăm pe a doua cu 28. Da. 56. Minus 9. Da, și cu minus 9. Minus 56, minus 9. Minus 65. Minus 65 supra 28. Și egal cu? Valoarea... Nu. No. Minusul din față schimbă semnul celor două termene. 1, 2. Va fi minus pe lângă. Minus 7. Pe lângă radical din 7. X plus, hai mai repede, mai... Doar vitez de acolo, plus 3, plus 3 supra 2 radical din 2 radical 6. Totul la pătrat. Și acum semnul? Plus 65 supra 28. Așa. Și atunci spunem. Valoarea maximă. Deci max... De E de X. De E de X egal cu 65 pe 28. Pentru. Devine maximă pentru. Egal cu... Dacă deodată fost, dacă nu... Radical din 7... Pentru, adus la aceeași metodă, vin 2... Radical din 7, 7 face 7, 2 ori 7, 14... 15. Pentru 14, x plus 3 egal cu 0. Da? De unde x va fi egal cu... Minus 13. Minus 3 supra 14. Antrenamentul și ce faci? Anca, ești pasivă în timpul exercițiului. Dacă este altceva la comandă, tu copii de pe tablă. Și când ajungi să treci la comandă, nu mai poți să conduci. Am spus-o, insist, asta este, dacă vrei, deprinderea de la clasă. La clasă așa faceți. Da, îți lucrează un copil acolo, profesor, tu voi sta să pasiv. Și atunci nu merge treaba. Deci să fii conectat și să poți urmări de parcă tu ai conduce greșit. Tot timpul așa te fac. Hai. Să vedem alt exercițiu, domnul profesor. Alt model, nu? Da. Exercițiu 11 de la pagina 80. 11. De la pagina 80. Da. Sună așa, arătați cu oricare ar fi numerele X și Y reale, au loc inegalitățile. Da. X și Y reale au loc inegalitățile. Deci oricare ar fi... X, Y real.
B. Rezultat. Da. E de x egal cu, sau cum facem tu și aici nu cu e de x, aici nu cu e de x, e cu mai mare egal. Avem x pătrat plus 4x. Se rezultă x pătrat. X pătrat plus 4x plus y pătrat minus 6y plus 13. Mai mare egal ca 0. Deci arătăm că tot timpul asta e mai mare egal ca 0. Da. Cum să facem? E 49, domn profesor, ce fac? Oprim și... Mai dau drumul o dată. Da.